Se pare că la fermă totul e la fel, mai ales când este vorba despre animalele care sunt crescute acolo. Dar cum ați reacționa dacă ați vedea în spatele gardului un iepure de mărimea unui câine? Sau un iepuraș în existența căruia e greu de crezut? Sau, de exemplu, o vacă care aproape complet e formată din mușchi? Astfel de creaturi într-adevăr există. În acest episod veți vedea animale gigantice care sunt crescute la fermă, așa că puneți un like și să începem! Un porc de mărimea unui urs. Încă un animal clasic care există la fiecare fermă se consideră porcul. Dorind să creeze un porc mai neobișnuit, mult mai mare decât cel obișnuit, oamenii din China au reușit să crească un porc de mărimea unui urs. Greutatea lui era de 500 de kilograme. Pan Sung, așa îl cheamă pe bărbat, a decis să devină omul cu cea mai mare armată de porci. Pentru asta i-a hrănit din toată puterea, permanent. Desigur că pentru asta era nevoie de finanțe. Periodic vindea cele mai mari exemplare. El și-a luat rămas bun de la mulți, dar nu și de la acest porc. Din prima zi i-a părut a fi cel mai cu perspectivă și intuiția nu l-a dezamăgit pe fermier. Pan Sung depunea eforturi maxime ca, într-un final, animalul să ajungă la record, o jumătate de tonă. Dacă luăm în considerare că printre fermele din China numărul porcilor a scăzut cu 40% din cauza izbucnirii pandemiei, atunci valoarea acestui exemplar a întrecut limitele. Bărbatul era gata să-și ia rămas bun de la porc pentru $2000, ceea ce e foarte mult pentru un porc. Flander. În copilărie ne ziceau că trebuie să mâncăm mult terci ca să creștem mari și puternici. Ajută oare asta? Nu chiar cred. Mai bine spuneți-mi ce mănâncă acest iepure, că a ajuns la dimensiunea unui câine. Dacă e să ne uităm la iepurele gigant dintr-o parte, poate părea că nu are nimic neobișnuit. Da, e un săritor destul de mare. Labele-s la locul lor și urechile. Ce-i special în el? Când ne apropiem însă înțelegem că de fapt este un iepure super mare, care n-ar trebui să existe în natură. Nu poate acest animal să cântărească 15 kg și să aibă lungimea corpului de vreo 75 de cm. Se frică să te uiți la așa ființă. Dar nu vă faceți griji, nu e vorba de chimie sau de mutații. Pur și simplu iată așa rasă de iepure a apărut pe teritoriul Flandrei, o regiune istorică a Belgiei. Dacă e să credem în legende, au apărut cu 3-4 secole în urmă, datorită încrucișării iepurilor locali cu cei de Patagonia. Și una și cealaltă specie au dispărut de mult, deci nu putem verifica veridicitatea legendelor. În schimb, putem să evaluăm plusurile și minusurile. În primul rând, dacă este vorba despre fermieri, multă carne și blană scumpă. Doar că la asta plusurile se termină. Pentru ei va trebui să plătiți cu o mulțime de mâncare, atenție constantă și o cușcă gigantică făcută la comandă. Merită oare? Nu prea cred. Dar dacă aveți o părere diferită, scrieți-ne în comentarii. Interesant, cine ar fi câștigat bătălia? Ureașul cal Shir sau această minune, vaca belgiană? Oricât de tare nu ne-ar plăcea caii, trebuie să recunoaștem că sunt înfrânți. Această vacă nu va ceda poziția de lider. Astăzi, animalele acestei rase sunt foarte populare în Franța, Germania și Belgia. Se deosebesc nu doar prin mușchii lor enormi, dar și prin cantitatea mare de lapte oferită. Înălțimea în greabă ajunge la 150 de cm, cântărește aproape o tonă. Randamentul ei ajunge la 5.000 de litri de lapte pe an. Desigur că mama natură nu a visat la așa vaci. Oamenii le-au inventat, adică mai bine spus le-au crescut, dorind să dețină un rege al lactatelor și a cărnei. O vacă care ar da lapte superb și carne delicioasă. Au pus accentul totuși pe carne. La realizarea ideii a ajutat miostatina, o genă piratată care le permite mușchilor să crească fără control. Astfel, oamenii de știință au dezactivat limita pentru vaca belgiană și au făcut din ea un terminator adevărat. Jersey Giant. Găinile sunt o parte a fermelor, fără de care nu-ți poți imagina lumea modernă. Fiecare fermier care se respectă are cel puțin câteva găini. El aranjează pentru acestea condițiile ideale. Lumină, căldură, mâncare, ca puiilor să le fie comod. Dar ce-ați spune dacă ați afla că câteva păsări pot fi înlocuite de una singură?
Da, va fi tot un pui, doar că nu unul obișnuit. Este vorba despre rasa Jersey Giant. Apariția le-o datorează nu doar naturii, dar și crescătorilor științifici, care au depus eforturi pentru a le îmbunătăți. După cum v-ați dat seama din nume, este originară din Statele Unite ale Americii, mai exact din New Jersey. Anume acolo a fost înregistrată oficial ca rasă. Acest eveniment a avut loc în anul 1992, deși există de mai multă vreme. Așa încă în anul 1920, aceste păsări au ajuns în Anglia, unde îndată au atras atenția fermierilor. Mulți au dorit să dețină o pasăre mai mare, care va fi mai productivă decât una obișnuită. De aia, în luni numărate, rasa s-a împrăștiat prin toată lumea. Nu se poate însă spune că este foarte popular în ziua de azi. Deși Jersey Giant este deținătorul recordului ca cea mai mare rasă de pui de carne și ouă, nu este foarte răspândită. Se pare că nu toți vor să aibă grijă de o găină care are vreo 5-6 kg. Poate oamenilor le este frică. Glumesc. Problema principală este în faptul că după perioada de creștere intensivă, întreținerea giganților devine nerentabilă. Creșterea în masă continuă până la 1,5 ani. Watusi, anume așa se numește rasa de vite crescute în Africa. Prima reacție a oamenilor care se întâlnesc cu acel animal este wow! Cum de reușește să țină pe cap așa coarne enorme? Ca să ne lămurim care-i treaba cu această rasă, vă propun să ne cufundăm în istorie și să aflăm totul pe rând. Așadar, Watusi își are originea în secolul 17, când progenitorul ei era taurul Auroces. Apoi a urmat un rând de relații de reproducere haotice printre reprezentanții diferitor rase de vite, printre ele și taurii zebu, care au venit de pe malurile Nilului, și vacile egiptene. Un mix de toate. Ca rezultat au apărut rasele de vite africane. De ce au fost numite anume Watusi, probabil că așa și nu vom afla. Unica despre ce știu oamenii e că locuitorii Rwandei i-au dat acest nume. Triburile din Uganda au numit-o Ankole. De aia, în diferite surse se întâlnește o denumire comună, Ankole Watusi. Imaginați-vă fețele oamenilor care pentru prima oară au văzut un taur cu așa coarne enorme. Poți începe astfel să crezi în chestii supranaturale. Nu degeaba înainte era absolut interzis să le atingi. Taurul care avea cele mai mari coarne era automat considerat liderul turmei și căpăta imunitate, adică nimeni n-avea dreptul să-l atingă. De la vârf la vârf, distanța poate ajunge la 2,5 metri. Greutatea fiecărui corn variază de la 25 la 40 de kilograme. Deținătorul recordului se consideră a fi Ray. El a fost înregistrat în cartea recordurilor Guinness, fiindcă cântăreau 50 de kilograme fiecare, iar în circumferință aveau 92 de centimetri. Și dacă v-ați gândit acum că aceste coarne enorme nu înseamnă nimic, atunci vă greșiți. Sunt de fapt pline de vase vitale, care răcesc sau invers le încălzesc sângele în diferite situații. Caii sunt niște ființe grațioase la care te uiți cu plăcere, dar și mai bine e să-i călărești, dacă poți desigur. Se spune că elimină energia negativă și limpezește mintea, doar că acum nu e despre asta. Aș vrea să vă arăt cea mai frumoasă și în același timp cea mai puternică rasă de cai din lume, Shir. Au niște dimensiuni incredibile și o coamă superbă. Și într-adevăr, dacă veți întâlni o astfel de frumusețe de cal, nu veți putea trece pe alături indiferenți. În special, ies în evidență picioarele calului. Apropo despre ele, au devenit așa nu prin modalități naturale, au avut oamenii de știință grijă de asta. Și nu, nu e vorba în dorința personală a oamenilor. Înainte, caii aveau o blană foarte dură, ceea ce le afecta sănătatea. Nedorind să se resemneze cu aceste orori, oamenii de știință au ajuns la o structură mult mai moale a blănii. Măgarul Derek. În timp ce toți luptă să aibă cât mai mulți mușchi, alții se măsoară cu măgarii. Vorbesc despre Derek și concurentul lui Romulus. Al doilea se consideră cel mai înalt măgar din lume. Trăiește în Texas și cântărește peste 600 de kilograme, cu înălțimea de 173 de centimetri. Derek este un talent în creștere, care e și mai mic, dar deja îl pândește pe deținătorul recordului să ia locul. Derek e mai scund cu un centimetru, ceea ce îi face șansele la medalie în următorii ani foarte și foarte mari. Uitați-vă la aceste imagini. Măgarul e mai înalt decât omul. Interesant, e oare
înfricoșător să hrănești un asemenea gigant? Sau e foarte amabil și nu va supăra niciodată măcar o muscă? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care exemplar din acest video v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!